Medicul Tesloianu stabilea, în funcție de starea pacientului, ce aparat resterilizat să-i fie implantat, au declarat angajații ai spitalului anchetatorilor, potrivit unor surse judiciare. Pentru cei cu speranță de viață redusă ar fi fost folosite stimulatoare cu baterii ce garantau numai câțiva ani funcționarea. Pacienții audiați ar fi declarat că nu știau că aparatele erau reutilizate. Mai mult, pentru unii au apărut complicații chiar pe masa de operații. Eu știam că mi se va pune un aparat de resincronizare și de fibrilare. Mi s-a spus dacă este nou, dacă e vechi. Era vorba despre așa ceva. Nici mare lucru despre aparate nu mi se spunea. A fost intervenția dificilă. Întâi firii care trebuiau să fie înfipte în cord, numai două au reușit să le introducă. S-au chinuit mult și până la urmă au închis procedura. Unii pacienți ar fi spus la audieri că au dat sume de bani ca mită medicului Tesloianu. Surse judiciare susțin că în timpul audierilor, doi dintre rezidenții medicului Tesloianu ar fi spus că acesta lua bani de la anumiți pacienți după realizarea operațiilor pe cord. Însă nu au văzut despre ce sume este vorba și spun că de fiecare dată medicul Tesloianu ar fi scos banii din plic și ar fi dus în biroul său. Anchetatorii îl vizează și pe medicul Antoniu Petriș, care până în august 2022 a condus secția de cardiologie. În perioada 2018-2019, rudelor celor decedați care aveau stimulatoare implantate, li se spunea că pentru a lua trupurile de la morgă trebuie să plătească 500 de lei. Dacă însă ar fi fost de acord cu îndepărtarea implanturilor, taxa ar fi dispărut. Astfel, susțin surse din anchetă, s-ar fi făcut recoltarea în morga Spitalului Sfântul Spiridon. Chiar și atunci, înainte de interdicțiile din legea aprobată în 2021, erau reguli, spun cardiologii. Majoritatea dispozitivelor medicale implantabile în corpul uman sunt de unică folosință. Din moment când este de unică folosință, acolo nu specifică dacă se poate refolosi, resteriliza, a vinde sau a da mostre. La percheziția din casa medicului Petriș, polițiștii ar fi găsit 70.000 de euro, despre care cardiologul ar fi spus că sunt bani pentru zile negre. Suma a fost reținută de polițiști până se va stabili proveniența ei. Pacienții care se consideră lezați pot cere daune în justiție. Trebuie să fac o plângere penală. Și atâta vreme cât n-ai o plângere penală pentru infracțiunea de înșelăciune, singura chestiune pe care o poți avea în vedere este, eu știu, o delapidare, dacă ai furat din fondurile statului sau poate fi vorba despre un abuz în serviciu, ambele infracțiuni fiind cercetabile în același timp din oficiu, mai puțin înșelăciunea unde trebuie să existe, bineînțeles, plângerea persoanei vătămate. Până acum, anchetatorii au identificat 238 de intervenții în care ar fi fost folosite aparate resterilizate.